Salut! V-am arătat într-un clip de acum ceva timp cum se face update la versiunea de soft la Medianav-ul de pe Dacia Spring, dar nu numai. Acesta, după cum știți, este Medianav 3 și atunci am făcut update de la versiunea 1.0.15.2 la 1.0.15.3. Chestia asta cu Evotec e o chestie suplimentară pe care am pus-o, dar oricum nu face nimic. Deci versiunea principală este 1.0.15.3. Și astăzi vom face update la 1.0.15.5. La fel, aveți nevoie de un stick formatat FAT32 și pe el copiați acel fișier upgrade.lgu. O să găsiți link în descrierea clipului. Și prima oară oprim Medianav-ul, adică luăm contactul și apoi introducem stick-ul în portul USB și punem din nou contactul. A trebuit să sistemul să găsească acel fișier și să ne apară opțiunea de upgrade. Dar nu am ținut destul timp contactul luat și cred că nu a apucat să citească, adică să-și dea un full reboot. Asta mă scrie, așteptam, nu știu, 5 secunde ca să fim siguri că vederea s-a închis și acum când să punem contactul o să pornească de la zero. Ar trebui să vedem întâi, da, logo de boot. Și mai târziu în clip o să vă arăt și cum putem schimba logo de boot cu noul logo Dacia. Dar trebuie să așteptăm să pornească, da? Acum abia. Deci 1.0.15.3, softul nou 1.0.15.5. Hai să dăm actualizare. Da, nu știu cât o să dureze aici, probabil o să mai tai din clip. Nu știu, în cazul în care mai apare vreun alt mesaj sau vreo eroare. Dacă nu, ne vedem la finalul instalării. Da, tocmai acum butează, deci după ce a terminat instalarea și a dat singur sistemul un reboot. Da, a durat toată instalarea undeva la vreo 4 minute, 5. Da, și acum deci mi-a pus din nou tema default de Dacia. După cum știți, eu aveam acea temă full dark, care era de fapt pusă peste tema de Renault și acum, na, odată cu actualizarea sistemului, mi-a pus înapoi default tema pentru Dacia. Hai să vedem la setări, sistem, așa, versiune de sistem, da, acum avem 1.0.15.5. Hai să vedem dacă conține, n-ar trebui să fie, dar hai să verificăm totuși dacă sunt ceva. Nu, hărțile au rămas aceleași care le-am făcut update într-un clip anterior. O să găsiți link în colțul din dreapta sus, dacă vreți să vedeți clipul despre actualizarea hărților. Ok. Da, deci mi-a pus înapoi tema default de Dacia. Văd că totuși a rămas. Nu știu sigur dacă au rămas activate canalele pentru boxele spate. Eu nu le-am montate, așa că nu pot să testez chestia asta. Dar o să. Scuze, o să aduc imediat laptopul și o să vedem cum putem schimba animația aceea de boot de la vechiul logo Dacia la nou logo Dacia, pentru că această nouă versiune de 15.5 include și acel boot screen cu nou logo. Așa că ne vedem imediat. Ok, dacă tot suntem la actualizat Medenavo, am zis că hai să încercăm să vedem dacă sunt și versiuni noi pentru hărți. Deci am scos stick-ul și am șters acel fișier upgrade.lgu pentru softul Medenavului, pentru versiunea. Și acum, ca să putem verifica dacă sunt actualizări pentru hărți, da, mergem la navigație, opțiuni, hartă, actualizări, opțiuni și dăm pe actualizare.
Și acum sistemul va colecta informații despre versiunea de hărți și le va scrie pe stick și stickul să-l folosim apoi cu acel toolbox de la Dacia să verificăm dacă sunt disponibile actualizări pentru hărți. Deci o să se termine acest proces și apoi vedem pe laptop mai departe. Ok, am conectat stickul pe laptop, dar aici este kitul de acel toolbox de la Medianav Dacia. L-am instalat și acesta este executabilul. Îl deschidem. Bineînțeles, prima oară o să trebuiască să vă logați pe contul vostru. Dacă nu aveți cont, vă puteți crea tot din această aplicație. Da, și acum toolbox-ul o să... uite că se pare că n-a salvat informațiile de login. Da, mă loghez, ieși și revin imediat. Ok, da, m-am logat și se pare că există niște update-uri. Device configuration și device language. La 11.4. Da, nu știu exact ce face. Hai să-i dăm install ca să le pună pe... să le pună pe stick și apoi să punem înapoi stick-ul în Medianav și să continuăm procesul. Ok, e gata stick-ul. Hai să-i dăm exit. Acum scoatem stick-ul. Așa, și îl introducem în Medianav. Să vedem dacă găsește ceva sau trebuie să-i dăm iarăși un restart. Da, se pare că a găsit. Hai să vedem. Să-i dăm da. Actualizare în curs. Nu conectați, deconectați USB-ul și nu opriți alimentarea. Da, să nu oprim motorul ca să nu se închide Medianav-ul. Da, și pare că face el ceva aici. O să pun un pic pauză sau nu? Nu, hai că merge. Da, s-a terminat deja. Hai să vedem. Actualizat oare hărțile? Nu, tot 2021 Q2. Da, ciudat. Nu știu exact ce anume a făcut acest update. Da, foarte ciudat. Deci se pare că hărțile sunt aceleași care erau mai înainte, nu știu exact ce actualizare a aplicat el aici. Da. După câte am văzut pe site-ul Dacia, sunt disponibile hărțile din octombrie 2022, dar totuși se pare că nu le-a instalat pe acestea, nu știu exact ce conține acel update. Da, în fine, hai să revenim la activatul noului logo pentru ecranul Medianav-ului atunci când butează. O să conectez laptopul și revin imediat. Ok, am conectat DDT4ALL și la ECU pentru Medianav, deci ULK Gen 4.1V06, aici la ECU Configuration, avem aici la Car Maker, alegem acest BBGEV Dacia NBI. Bineînțeles, trebuie să activăm întâi Expert Mode ca să putem scrie. Ok, și apoi dăm Right. Ok. A scris și acum trebuie să-i dăm un Reset Hard ca să-și dea un restart și o să trebuie să avem nou logo. Nu apăsăm niciodată pe Reset Configuration pentru că asta vă va strica Medianav-ul. Deci Reset Hard. Hai să vedem. Îi dăm și așteptăm să se rebuteze Medianav-ul și ar trebui să avem nou logo. O să dureze câteva secunde, da? Ia să vedem. Și nou logo Dacia. Pe Dacia Spring, modelul 2021. Desigur, o să fac un script cu acel utilitar, ca să nu fie nevoie să umblați voi cu DDT4ALL. Deci o să fac un script, dacă nu știți deja acel utilitar, este foarte simplu.
aveți nevoie doar de un OBD Bluetooth sau wireless sau USB. Nu orice model de Bluetooth, cel puțin pe OBD pe Bluetooth, nu funcționează. Eu până acum am lucrat doar cu Conway KV902, atât wireless cât și de Bluetooth. Deci încărcați scriptul în acel utilitar și aveți nou logo, dar trebuie întâi să faceți update-ul la versiunea 1.0.15.5. Da, cam atât de acum dată. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.